Infractorii nu au scrupule și se pare că nici nu țin cont de vârstă când urmează să-i scrocheze pe cineva. Victima le-a căzut de data aceasta o bătrână de 80 de ani. Femeia a fost păcălită că ar putea ajunge fotomodel și timp de 2 ani le-a dat escrocilor aproape 170.000 de lei ca să-și vadă visul împlinit. Femeia era amăgită că va defila pe podiumurile din Paris și Dubai, informează știri.tvr.ro. În vara anului 2019, bătrâna a fost abordată pe stradă și invitată într-un studio foto din apropiere sub motivația că este foarte fotogenică și că ar putea face reclamă la produse cosmetice. La început nu i s-au cerut bani, însă escrocii au aflat de la bătrână că a primit suma de 40.000 de euro în urma unei expropieri. În acel moment totul s-a schimbat, femeii s-au cerut bani în mai multe tranșe, sub pretextul că trebuie onorate contractele în care va defila pe podiumurile internaționale și trebuie plătite ținutele. În cele din urmă, femeia în vârstă de 80 de ani a mers la poliție și a fost deschis un dosar penal, polițiștii au pus sechestru pe apartamentul persoanei bănuite, care este cercetată sub control judiciar. Dezamăgită și cu banii pierduți, femeia spune că visa să ajungă în Paris și Dubai cu defilările ei de modă. La început am zis că poate este o treabă serioasă, zic uite, văd Parisul și chiar le-am zis vecinilor că s-ar putea să plec la Paris sau Dubai. Și cu treaba asta, noi tot timpul am râs, a mai spus ea.